Corvinul Hunedoara se pregătește de un nou regal fotbalistic. De data aceasta, pe teren propriu al albaștrii, o vor întâlni pe CSC Schellenberg, prima clasată în Liga a doua. Meciul va fi disputat duminică pe arena Michael Klein, acolo unde sunt așteptați mii de fani și suporteri ai Corvinului. Chiar este o provocare pentru că întâlnim liderul, fosta mea echipă unde am debutat ca antrenor la seniori. Este o echipă care, datorită rezultatelor, a ajuns pe primul loc ca și noi de altfel. Noi suntem echipa de pe locul 2. Este un meci așteptat și de către suporterii noștri și de către noi. Duminică la ora 12 pe stadionul nostru Mișa Klein întâlnim CSC Schellenberg. Echipa e în pregătire, în fiecare zi ne desfășurăm antrenamentele, asupra formulei de început ne decidem împreună cu staff-ul, cu o zi înainte să vedem dacă mai există și ceva probleme medicale, pot interveni. Deocamdată am fost feriți de astfel de probleme, dar asupra primului 11 încă nu ne-am hotărât. Albaștrii îi invită la meciul care se va disputa pe stadionul de la Hunedoara pe toți suporterii și fanii Corvinului. Fanii și suporterii noștri, galeria, suporterii au fost alături de noi pe tot parcursul de când am venit noi la echipă de acum 2 ani la Liga 3. Oamenii au fost în creștere, de fiecare dată au venit alături de echipă, de noi, de jucători. Au fost în creștere, îi așteptăm un număr cât mai mare, este un meci așteptat, echipa de pe primul loc cu echipa de pe locul 2. Eu cred că va fi un meci plăcut spectatorilor și telespectatorilor.